Oare o mai iau în brațe? Oare mă mai strigă? Oare să ies învingătoare? Durerea a fost extrem de mare, de la copilul vesel care era să o văd într-un pat întins, mai bine de jumate de față, bandajată, cu fel și fel de fire și inconștientă. Ne-a dat cea mai grea veste din toată viața noastră, că este tumoare. Cancerul era foarte agresiv, creștea foarte tare. Ochiul nu se mai putea închide, se oprea în tumoare. Nu mai puteam aștepta. Fiecare zi de așteptare pentru ea era o pierdere. Era încă o zi în minus pentru viața ei. Abia după 8 luni de zile de chimioterapie au putut interveni chirurgical să elimine tumoarea. Eram foarte speriați. Ne rugam la Dumnezeu să treacă și peste lupta asta. Partea stângă încă e afectată de la prima operație. A fost nevoie de o a doua operație. Cum a început totul? Când s-a născut, chiar mi-a zis, fetița ta are un semn pe obrazul stâng. Pentru un moment nu m-am gândit la altceva decât să-mi țin fetița în brațe. La externare mi-a zis că ce are pe față nu ar fi foarte grav. În schimb, să mai așteptăm o lună, două și apoi să mergem să facem controle, să vedem ce ar avea pe față. Am început cu un medic dermatolog, crezând că e o problemă de piele. N-a rezolvat prea multe. Mi-a zis de un hemangiom. În schimb, ne-a trimis mai departe. Cu alte cuvinte, Ermina s-a născut direct cu tumoarea aceasta? Da. Ce a fost în inima ta atunci când doctorul ți-a spus că este o tumoare, este cancer? În prim plan, multe neînțelegeri, nu înțelegeam. Nu știam cât e de gravă tumoarea, nu știam ce ar trebui să facem prima oară, să operăm, să nu operăm. Ne-a trimis acasă și am încercat la clinici private. Ne-am izbit de nu e competența noastră, duceți-vă în altă parte și am pierdut 11 luni și tot încercând și încercând la Iași ne-a dat cea mai grea veste din toată viața noastră, că este tumoare. Ne gândim la ce e mai dureros, că o pierdem. Deja cancerul era foarte agresiv, creștea foarte tare. Ochiul nu se mai putea închide, se oprea în tumoare. Nu mai puteam aștepta. Fiecare zi de așteptare pentru ea era o pierdere. Era încă o zi în minus pentru viața ei. La Cluj, singura soluție era să o operăm. În schimb, după operație, imediat ce se trezește din anestezie, pe propria semnătură, să o luăm acasă, fără aparate. Deci, încă o moarte sigură. Printr-o cunoștință, am aflat de Bambin Gesu, Roma. Ne-au primit în spital. Au refăcut din nou analizele. Au zis că nu poate să intervină chirurgical, că dacă intervenim la momentul cum era tumoarea, era șanse de 99% să o scape în corp și pierdea lupta cu viața. Am făcut chimioterapii și au retras-o prin chimioterapie. Abia după 8 luni de zile de chimioterapie au putut interveni chirurgical să elimine tumoarea. 11 luni de așteptare, 11 ore de așteptare. Doar că de această dată era mult mai grea și foarte apăsătoare. Te gândeai, am lăsat-o, oare o mai iau în brațe? Oare mă mai strigă? Să iasă învingătoare. După 11 ore a ieșit medicul, doctorul chirurg, și a spus că operația a fost reușită. Durerea a fost extrem de mare, de la copilul vesel care era să o văd într-un pat întins, mai bine de jumate de față, bandajată, cu fel și fel de fire și inconștientă. În schimb, ne-a anunțat că i s-au pus anumite verișoare pe față pentru radioterapie și să nu ne speriem. Eram foarte speriați, nu știam ce urmează. Ne rugam la Dumnezeu să treacă și peste lupta asta. Nu era ea, nu cred că mai puteam să mai fiu și eu. Din colțul ochiului s-a desfăcut operația și s-a format o găurică. Pentru acea găurică a fost nevoie de o a doua operație. A doua operație nu a fost reușită. După ce a ieșit terminat din terapie intensivă, am început chimioterapia de întreținere. Dacă nu făceam chimioterapia, putea fi recidivă în cele 6 luni care sunt alea cruciale. Dumnezeu a ajutat, a reușit și a trecut de alea 6 luni cu bine. Ce urmează de acum încolo pentru ea ca să învingă boala asta, cancerul? În principal, am învins. Nu mai are fir de tumoare, putem să ne bucurăm. Trebuie să repetăm din nou analizele. Dacă iese totul bine, îi scoate și camera care o are, prin care o dat tot tratamentul, și trebuie să mai facă încă o operație de reconstrucție pentru gaura de la nas și năsucul care
partea stângă încă e afectată de la prima operație. Drumul nostru încă este foarte lung, pe o perioadă de cel puțin 4-5 ani. Trebuie vizite regulate la spital. Noi trebuie să continuăm în Italia, trebuie să rămânem acolo. Acolo este în continuare șansa Erminei la viață. În continuare avem nevoie de suportul financiar pentru tot ceea ce ține de viața noastră lângă Ermina acolo, ceea ce ține de tratamente, de întreținere, de controle, transport, absolut orice, este un ajutor enorm. Ermina suferă de cancer la față, are o tumoră care acum a fost operată în Italia și se simte mai bine, însă lupta aceasta cu cancerul continuă și vă rog din toată inima să fiți mai departe alături de ea prin suportul dumneavoastră financiar, pentru că tratamentul îl urmează în Italia, la Gesù Bambino în Roma. Vă mulțumim că ați fost alături de ea până în momentul de față și vă rog din toată inima să intrați pe site-ul nostru speranța pentru romania.ro, unde puteți face o donație pentru ea, să fim alături mai departe de ea, pentru că lupta aceasta cu boala continuă va fi o luptă pe termen lung și ne rugăm pentru ea și credem că Dumnezeu îi va aduce vindecare și va ieși învingătoare în această luptă cumplită cu cancerul. Pentru fiecare donație vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.